Cântarea scrisului nostru, de Grigore Vieru. Sunt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin. Vin din munții latiniei, deci și scrisul mi latin. Zisa cerul, fiecare cual s-o port cu legea sa, scrisul ei și râma l-are, eu de ce nu l-aș avea? Ah, din sângele ființei ni l-ați mult și pângărit și pe lemnul suferinței ca pe Crist l-ați răstignit. Ochii lui, cei ai unirii, când i-ați scos și pângărit, ați scos ochii nemuririi ce pe noi ne-au îndrăgit. Ne-ați voit schimba chiar țeasta, sufletul, străvechiul grai, învățându-ne că asta e un bine, e un rai. Dar din mare paradisul, iată ce învățarăm noi, cine întâi-ți fură scrisul, celelalte-ți fură apoi. Vremuri alte vin să nască omul unui nou destin, cu mințindu mai strâm dascăl scrisul meu că mi străin, și din gură și din carte, cu mințindu mai mereu, cu murându mai de moarte, când aflai că-i scrisul meu. Știu, ești gata să mă rumeci în slugarnicii tăi clești, când mă uit cu ochii umezi către crinii latinești. Știu că pașii tăi mă latră când durut la el revin și vă arde, da, în vatră, focul scrisului latin. Foc de care mult mi sete, care îndurerat și sfânt, grâul altor alfabete n-a aprins și ars nici când. Nu-i o vină, Doamne iartă, floarea lui, că o văzură, că ne-a fost iubit odată și ne mai iubim și acum. Sunt un om al nemâniei,